Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Societatea Astronomică Română de Meteorologie la noua ediție a emisiunii Noi și Cerul. O să încerc scuze pentru calitatea vocii mele, pentru că, iată, vin aici în direct la dumneavoastră după o săptămână de răceală puternică. Așa că o să mă suportați în această emisiune. Am ținut să facem emisiunea în direct pentru că avem informații noi foarte utile, interesante și chiar imagini foarte frumoase, în special datorate celui mai spectaculos fenomen cosmic, putem să spunem așa, care poate fi văzut de pe Pământ de către noi monitori. Este vorba de eclipsă totală de Soare. Și o eclipsă totală de Soare este un eveniment foarte, foarte căutat, vânat chiar de către iubitorii cerului. O să vă prezint și câteva montaje, câteva imagini de la această eclipsă, imagini realizate de către un român care a fost, iată, în expediția din Indonezia. Este vorba de Cătălin Beldea. Este un vânător de eclipse foarte pasionat. El călătorește foarte mult pe glob ca să vadă eclipsele totale de Soare în cele mai interesante locuri de pe Pământ și iată, cu această ocazie nu a putut să rateze această eclipsă totală de Soare. Vă vom mai vorbi despre cum a fost ea văzută de la fața locului, cum a fost transmisă live pe internet, chiar dacă noi ne-am aflat la mii de kilometri distanță, la noi era noapte, era în jur de ora 2-3 noaptea. În Indonezia, pe partea cealaltă a globului, în Pacific, era ziua, dimineața sau la prânz și s-a putut vedea eclipsa. Au fost grupuri care au transmis live eclipsa. Am putut să ne bucurăm și noi, iată, de acasă, pe calculator, de acest fenomen spectaculos. Bineînțeles că nu este ca atunci când te afli la fața locului. Apoi o corespondență de la Cătălin Beldea, o mică poveste ce s-a întâmplat în ziua eclipsei. Vom face câteva anunțuri privind taberele și școlile de vară pe care intenționăm să le organizăm în acest an. De asemenea, o să fac o avanpremieră a expediției noastre, a șasea expediție în insulele Canare, care va avea loc la sfârșitul lui iunie și începutul lunii iulie. Și de asemenea vă vom vorbi despre mersul lunii pe bolta cerului în această lună martie. Și, bineînțeles, dacă este nevoie, vom mai interveni și cu alte informații. Acum să vorbim despre această eclipsă totală de Soare. Avem și niște montaje, niște filmulețe cu simulări ale eclipselor. S-o rog colegii mei din emisie să ne pună aceste filmulețe cu simularea eclipsei totale de Soare, cum spuneam, s-a văzut în Indonezia. Această eclipsă s-a întâmplat pe data de 8 martie, de fapt, pe data de 9 martie, în zona de glob, unde în Indonezia, în acea parte a globului, era deja 9 martie, dar eclipsa, putem să spunem că a început pe 9 martie, dar apoi a trecut în partea cealaltă, în Pacific, când, conform acestor standarde, a trecut în 8 martie, deci a început în 9 martie, s-a terminat în 9 martie, putem să spunem așa. Ați văzut aceste imagini, în loc colegii să mai pună o dată acest filmuleț, să vedeți proiecția umbrei Pământului peste locul acesta pe unde a trecut banda de totalitate. Vedeți zona de unde s-a putut observa, iată Indonezia și apoi mare parte din Pacific, este o zonă cu puțin pământ, da, este foarte mult ocean, dar ce a speriat, să zicem, a îngrijorat așa și mai mult pe cei care au fost să vadă această eclipsă, este faptul că din această zonă puteau să fie nori pe cer, nori foarte mulți, nori care puteau să zădărnicească eforturile acestea foarte mari de a ajunge în zonă, de a cheltui și banii și nu numai bani, dar a cheltuit foarte mult pentru a ajunge în aceste zone mai greu accesibile, este mult de călătorit și cu foarte mult echipament, deci vă dați seama că este destul de greu să ajungi în aceste locuri pe glob.
A fost, această eclipsă a fost înainte de toate fotografiată și din spațiu. Avem filmulețe, o să rog colegii să le pună în ordinea în care le-au primit, filmulețele cu A, A, B, C, D și așa mai departe, și să comentăm pe marginea acestor montaje pe care le-am realizat pentru dumneavoastră, pentru a înțelege mai bine acest fenomen, care nu este un fenomen rar, să spunem că se întâmplă la nu știu câte mii de ani, este un fenomen care se observă des, dar dintr-o porțiune foarte mică de pe Pământ. Iată, o proiecție a umbrei pe suprafața globului terestru, vedeți cum încep linia de dimineață înainta spre vest, iată cum apare totalitatea, trece prin Indonezia, traversează niște insule, niște teritorii, trece prin Macronezia, Micronezia și apoi, iată, se deplasează prin Oceanul Pacific. La un moment dat, chiar insulele Hawaii au făcut parte din parțialitate, deci din insulele Hawaii s-a putut vedea parțialitatea și se îndreaptă către continentul american, dar nu mai ajunge pentru că soarele apune și se face noapte. Deci, vedeți, această bandă foarte îngustă, aceasta este banda de totalitate. O lăsime de 100 ceva de kilometri, ea diferă de la eclipsă la eclipsă, dar gândiți-vă că este o porțiune foarte mică, iată, aveți și procentele din soare acoperit în banda de parțialitate, în afară de banda de totalitate. Și avem aici, iată, o animație făcută de imagini luate din spațiu de către satelitul geostaționar Himawari 8. Iată, vedeți cum s-a deplasat umbra peste suprafața Pământului. Este interesant de văzut din spațiu cum se proiectează umbra lunii pe suprafața Pământului și cu atât sateliții în spațiu, în special sateliți geostaționari care, iată, de la distanța aceea de 38.000 de kilometri depărtare de Pământ pot prinde întreg Pământul în câmpul vizual. Vedeți cum se deplasează umbra, iată cum vine noaptea, cum apoi vine dimineața, răsare soarele, cum apare umbra lunii proiectate în suprafața Pământului, deci zona aceea de totalitate. Mai vedeți încă o dată, iată imaginea aceasta, vedeți cum se deplasează acea umbră pe suprafața globului. Sigur, vă spuneam că este unul dintre cele mai spectaculoase, eu l-aș numi cel mai spectaculos fenomen cosmic. Eu nu am văzut multe eclipse totale de soare la viața mea, ci doar două eclipse totale de soare am văzut, pe cea din 1999 în România, chiar aici pe dealul de lângă Târgoviște, pe dealul Voivozilor, unde am organizat cea mai amplă și complexă tabără internațională de observare a eclipsei totale de soare din 1999, cea mai amplă și complexă tabără din Europa, unde s-a văzut eclipsa. Și am mai văzut eclipsa totală de soare din anul 2006, care s-a întâmplat în Turcia, când am organizat, Societatea Astronomică Română a organizat această expediție de observare a eclipsei totale de soare. Deci am două experiențe foarte frumoase, vă spun că este un fenomen absolut spectaculos, cu nimic nu se compară, deși durata totalității este foarte scurtă, de la un minut și ceva la 2 minute, 3 minute, maxim 4 minute. Noi am avut 2 minute și ceva în 1999 și cam similar în 2006, dar vă spun că nimic nu se compară. Pur și simplu în acele momente ieși din timp. Nu realizezi că ești pe Pământ, ce se întâmplă, cum trece timpul, nu. Și bineînțeles că ea se termină și ai regretul acesta că a durat prea puțin și întrebi așa, fără să vrei, când va fi următoarea eclipsă totală de soare. Rog colegii să difuzeze în continuare imaginile pe care le-am realizat aceste montaje. În spatele meu vedeți aici pe plasmă proiectată imaginea eclipsei totale de soare din data de 8-9 martie, așa cum a fost transmisă live pe internet de către o echipă de la NASA. Această eclipsă s-a deplasat în Micronezia și a reușit, a avut cer senin. A mai fost zone unde cerul a fost acoperit. Chiar au avut noroc și ei și ceilalți, pentru că înainte de totalitate, pe partea de parțialitate a eclipsei, au venit foarte mulți nori, au fost nori care traversau discul soarelui în permanență. Iată, în perioada totalității a fost complet senin și s-a văzut foarte bine. Bineînțeles că am văzut și alte imagini de la alții care au prins totalitatea printr-o pânză de nori și erau un norișor micuț chiar în zona aceea, mă rog, nori arefiați,
cu spărturi printre ei, dar erau chiar peste totalitate, peste zona unde se afla soarele. Da, rog colegii să meargă mai departe cu montajele, să le pună la rând ca să pot comenta pe marginea lor. O să vreau să vă fac și o poveste cu ceea ce ne-a trimis Cătălin Beldea din Indonezia, pentru că această poveste este interesant de auzit. Este o poveste frumoasă, trebuie să o știți, să o auziți și dumneavoastră. Haideți să mergem, colegii, mai departe cu filmulețele. Iată, am aici realizat un montaj cu capturi de la echipa SLUH, care a urmărit din Indonezia eclipsa totală de soare și a transmis-o live pe internet. Ei au fost înaintea celor de la NASA, pentru că se aflau mai spre zona de dimineață. Iată, vedeți, oamenii transmiteau de la fața locului, cerul a fost perfect, seninul a avut senin perfect. Vedeți aici cum a început să muște la început umbra, să intre pe discul soarelui. Vedeți cum a avansat și la un moment dat a venit și totalitatea. Ceea ce este cel mai spectaculos, vedeți imagini pe care le-am văzut în direct pe internet. Vedeți coroana solară, ați văzut și inelul cu diamant, coroana solară foarte, foarte frumoasă. E un sentiment deosebit să chiar și așa să le vezi live pe internet. Iată inelul cu diamant, al doilea inel cu diamant și sfârșitul totalității. A fost ceva interesant pentru că pe marginea discului solar, înainte de totalitate, a apărut o protuberanță care s-a văzut foarte bine. Iată, avem acum montajul cu echipa de la NASA în Micronezia, care a avut aici o echipă întreagă care au transmis în condiții foarte bune și imagini deosebite. Vedeți și imagini cu local și au avut două transmisii decalate de câteva minute. Nu știu dacă au avut două stații în două puncte diferite sau era un interval între cele două transmisii din același loc. Vedeți acea protuberanță pe marginea discului solar de care vă vorbeam și iată a început și totalitatea. Vedeți inelul cu diamant, foarte frumoase imaginile transmise live de echipa de la NASA. Atmosfera a fost întreținută în permanență, apoi am auzit tot ce se întâmpla în jur, cum oamenii strigau, cântau, erau tobe care băteau, la un moment dat a fost o sirenă care a sunat pe toată perioada totalității. Vedeți aici inelul cu diamant când s-a terminat totalitatea și bineînțeles această spectaculozitate deosebită pe care o produce atmosfera solară care se poate vedea doar la eclipsele totale de soare când soarele este complet acoperit. Iată și echipa care a avut transmisie la fața locului și cei care au vorbit în permanență cât a durat eclipsa, vreo două ore și ceva au tot vorbit, au transmis, au făcut simulări, au explicat cum se întâmplă eclipsa și așa mai departe. Și acum văd că colegii mei nu mai au nicio pauză, le pun la rând. Iată, avem imagini de la Cătălin Beldea, sunt imagini înainte de eclipsă. El pur și simplu s-a deplasat în partea sudică a insulei Tidore. Avem imagini din zonă interesante, pline de parfumul local, exotice, pentru că este într-adevăr un ținut exotic pentru noi cei care locuim în Europa. Iată, vedeți aici cum era cerul și din avion, cum se văd conurile acestea vulcanice, insulițele acestea mici în ocean. Și o să ne vă citesc și ne-a povestit Cătălin. Ploua la ora 5 dimineața când ne-am hotărât să schimbăm loc observație. Am ieșit pe o mare agitată, un fotograf din echipa din vânători de eclipse nu a mai vrut să meargă cu noi, pur și simplu s-a speriat de valurile mari și de condiția bărcii în care ne-am suit, jalnică. Iată, avem acum imagini de la totalitate, o să le revedem. Ați văzut acea protuberanță, acea explozie solară și inelul cu diamant, o imagine cu câmp larg și coroana solară. Deci o să continui povestea și noi o să revedem aceste imagini. Și spune Cătălin, apoi cu această barcă am navigat timp de o oră până pe partea sudică a insulei Tidore. Ulterior am aflat că cei care au rămas pe Ternate au reușit să vadă totalitatea printr-o pânză fină de nori. Iată și aici o imagine. Vă rog să întrerupeți filmulețele, colegii, pentru că deja trecem la cealaltă eclipsă, da? Deci vă rog să mai puneți încă o dată acest montaj cu Cătălin Beldea, montajele 4 și 5.
Deci să reluăm povestea pe care ne-a transmis-o Cătălin. Ulterior am aflat că cei care au rămas pe Ternate au reușit să vadă totalitatea printr-o prânză fină de nori. Nu e tocmai rău, adică se zerau protuberanțele și cromosfera, dar coroana este aproape complet ascunsă ochiului dacă observi eclipsa prin strat subțire de nori. Desigur că dacă norii erau mai denși, nu s-ar fi văzut nimic. Deci Cătălin vede partea plină a paharului, dar din experiență știm că trebuie să fie complet senin să poți să vezi eclipsa în toată splendoarea ei. Am asamblat echipamentul în curtea unor localnici extraordinar de primitori. Practic am stat cu tot satul la observat eclipsa. Peste 40 de localnici împreună cu bătrânul satului și imamul local fiind alături de noi. Cerul s-a înseninat odată cu răsăritul și am stat așa până la începerea totalității. Cu 5 minute înainte de totalitate, un nor lung a coborât după vârful vulcanului și a amenințat toată strădania noastră. Însă am avut noroc și norul s-a retras, deși nu era vreun cirus. Faza de totalitate a durat în locul observației noastre 3 minute și 5 secunde, deci mai mult decât 1999 în România, iar pentru surprinderea imaginii am utilizat un aparat foto Nikon D7200 și refractorul CFF Telescopes. Ultima imagine, și o să rog colegii să punem din nou imaginile cu eclipsa, cu totalitatea eclipsei. Aceste imagini pe care vi le-am arătat sunt cele publicate pe site-ul Știință și Tehnică, care sunt trimise direct de către Cătălin din Indonezia, fără nicio prelucrare, pentru că nu este posibilitatea de prelucrare. Vă rog celelalte imagini cu totalitatea. Nu este, iată, vedem aici inelul cu diamant și acea protuberanță solară foarte puternică și foarte impresionantă, acest câmp de vedere foarte larg cu totalitate, vedem cerul perfect senin și norii în partea dreaptă, în stângă, vedem coroana solară foarte proeminentă, din nou o coroană solară și mai evidentă. Și vorbeam despre această imagine unde vedeți în ultima imagine obținută cu expunere mare foarte specială. E suprafața lunii e luminată de pământ. Deci vedem detaliile de pe lună. Foarte interesant pentru că este o expunere mai lungă și astfel au putut fi vizibile și detaliile de pe partea întunecată care practic acoperă soarele, care cu ochiul liber nu se văd. În timpul totalității luna nu primește pe partea vizibilă niciun foton direct, lumină direct de la soare, fiind în fază de lună nouă, în contrajur complet, dacă doriți. Deci lumina iluminată de pământ și s-au putut vedea acele detalii. Sigur că este interesant că putem să obținem astfel de imagini care sunt ascunse pentru ochiul uman. Aparatul de fotografiat face ceea ce ochiul nu poate să vadă. Este impresionată această eclipsă de soare, oriunde s-ar întâmpla, în orice timp și orice fel de eclipsă de soare. De aceea alocăm acest timp necesar și pentru că este un fenomen care durează foarte puțin, trebuie să mergi mult, să călătorești, să ajungi în astfel de zone și ai șanse mari să pierzi fenomen. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim după aceea cu alte informații și cu imagini de la eclipsa totală de soare și cu informațiile pe care vi le-am promis în această emisiune. Bine ați venit într-o lume în care totul funcționează bine. Nu ne puteți vedea, dar ne puteți simți prin tehnologii esențiale în viața de zi cu zi. Noi suntem Johnson Controls, lider mondial în industria confecțiilor auto. De la 1 ianuarie, salarii mai mari la Johnson Controls. Aici găsești un loc de muncă sigur și bine plătit. Câștigi până la 2.383 de lei în funcție de performanțe, plus tichete de masă. Johnson Controls angajează urgent peste 200 de confecționeri și muncitori necalificați în textile. Nu ai experiență? Noi te ajutăm să înveți o meserie. Asigurăm contract de muncă, salarii plătite la timp și transport gratuit. Te așteptăm la o probă de lucru. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgu Viște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgu Viște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid.
Sece Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm! Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Enjoy Psychology organizează un workshop pentru elevii care se apropie de absolvirea liceului, urmând să facă un pas dificil, alegerea facultății. Obiectivele proiectului Urmează-ți visul, cum îmi formez cariera profesională, ce vreau și ce pot, sunt următoarele: informare, autocunoaștere, motivare, întărirea stimei de sine, optimizare și dezvoltare personală, urmărirea etapelor în alegerea facultății și a profesiei. Detalii la numărul de telefon 0733 372 284. Înscrie-te acum, locurile sunt limitate. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Emisiunea Noi și Cerul, din nou în direct aici în studioul Columna TV. Am vorbit, stimați telespectatori, despre frumusețea acestui fenomen cosmic spectaculos care este eclipsa totală de soare. N-aș vrea să încheiem subiectul acesta pentru că, într-adevăr, este un fenomen foarte, foarte impresionant pentru cei care au ocazia să-l vadă. De aceea, puțină lume, raportat la populația globului, poate vedea la un moment dat o eclipsă totală de soare dintr-un anumit loc. Doar acea bandă de totalitate cu o lățime de 100 și ceva de kilometri care traversează anumite zone, de cele mai multe ori zone pustii sau zone largi din ocean, unde nu există pământ, unde nu există absolut nimic și unde nu sunt locuitori. Cei de la NASA spuneam că au făcut o filmare și o transmisie a eclipsei foarte, foarte frumoasă. Aș ruga colegii, așa, spre delectarea dumneavoastră și pentru a vă putea trezi acest sentiment extraordinar pe care îl ai când vezi o eclipsă totală de soare. Deci gândește-te că în plină zi se face noapte, iată cum se acropie, să acoperă discul soarelui din ce în ce mai mult. Vedem aici ultimele momente din parțialitate, vedeți sus acolo corana, explozia aceea solară, acea protuberanță extraordinară care s-a întâmplat să fie, iată, în acest moment al eclipsei. Este o întâmplare fericită pentru că este o imagine absolut fantastică. Ați văzut și ce ați văzut și ce a fotografiat Cătălin Beldea. Iată această protuberanță care ea se mișcă, dar se mișcă foarte încet raportat cu distanța la care ne aflăm și de aceea ea nu se vede acum perfect în mișcare. Poate să dureze câteva ore până la câteva zile o astfel de erupție, această protuberanță. Vedem cum discul soarelui devine din ce în ce mai subțire, o mică porțiune se vede din ce în ce mai subțire, până aproape să dispară de tot. Imediat o să apară, aici se folosesc filtre solare. Acum se ridică filtrul solar și vedem inelul cu diamant. Iată, aici este vedere directă fără niciun fel de protecție. Ați văzut cum inelul cu diamant este de fapt lumina care mai trece de la soare pe
de pe lună, deci pe locurile mai joase de pe lună, mai scapă așa cât o lumină și ați văzut acel fenomen numit inelul cu diamant. Iată, vedem acum coroana solară, bineînțeles că este imagine video, da? Deci nu o vedem așa întinsă ca în fotografie, se vede doar partea cea mai strălucitoare dinspre discul soarelui. Vedem acea protuberanță în partea de sus, puțin stânga, acea protuberanță de culoare violet foarte spectaculoasă. Vedem coroana solară mai luminoasă în anumite locuri. Iată aici vedem unde a dispărut, în partea unde a dispărut devine mai întunecată, dar din ce în ce ne apropiem de sfârșitul totalității, vedem cum partea din dreapta noastră devine mai luminoasă, pentru că bineînțeles discul lunii se mișcă peste discul soarelui și vedem încet încet cum coroana devine uniformă și apoi partea din dreapta din ce în ce mai luminoasă. Iată, vedeți acel ineluș foarte subțire care se vede într-adevăr că este mai proeminent, mai luminos. Cei de la NASA au realizat o transmisie extraordinar de frumoasă și calitatea imaginilor a fost una deosebită. Iată aici, au îndepărtat câmpul pentru a putea să ne dăm seama de întinderea coroanei. Și imediat urmează momentul în care în sens invers se vor derula lucrurile decât la început, când a început totalitatea. Acum va deveni din ce în ce mai luminoasă partea din dreapta, va apărea inelul cu diamant, da? Și după aceea, bineînțeles că lumina din ce în ce mai puternică a soarelui ne va determina, îi va determina pe cei care fac această înregistrare video să pună filtru peste obiectivul aparatului, pentru că lumina este foarte puternică și poate deteriora aparatul și bineînțeles și ochiul uman. Știți foarte, foarte o informație foarte importantă, că nu trebuie să priviți niciodată soarele cu ochiul liber, nici în timpul eclipselor, nici când. Doar în perioada totalității, cum este această perioadă de 3 minute și 5 secunde pe care a avut-o Cătălin Beldea în locul de unde a observat el, în sudul insulei Tidore. Spuneam că doar acum se poate privi soarele cu ochiul liber când este eclipsă totală de soare în timpul totalității, după care trebuie să ne uităm prin ochelarii de eclipsă, ochelarii care sunt alcătuiți dintr-un filtru special care reține 99,99% din lumină și 100% radiația infraroșie și ultravioletă, deoarece altfel, prin orice ne-am uitat, ochelarii de soare sau altceva nu ne protejează și ne putem pierde vederea definitiv, retina se arde datorită radiației și a luminii puternice de la soare, cu atât mai mult dacă am privit printr-un instrument astronomic, ni se topește retina într-o fracțiune de secundă, fără să ne dăm seama, pentru că nu avem receptori de durere la nivelul globului ocular acolo și pe retină și este păcat. Deci, mare atenție când priviți soarele, că este sau nu eclipsă, nu-l privi niciodată cu ochiul liber, decât prin filtre speciale de protecție, așa cum avem și noi la Societatea Astronomică Română de Meteori, când ieșim cu telescoapele în public, în special de Luna Mondială a Astronomiei și Ziua Internațională a Astronomiei, când aveți ocazia singura dată să priviți soarele printr-un filtru special de protecție și numai atunci să faceți acest lucru. Iată, ne apropiem de sfârșitul totalității, vedeți cum devine din ce în ce mai luminoasă partea din dreapta, pe unde va apare un loc. Uite, vedeți acum inelul cu diamant, al doilea inel cu diamant, foarte spectaculos. Uitați-vă ce imagine absolut fantastică, cât de frumos și din ce în ce mai mare. Și acum, bineînțeles, s-a pus filtru peste aparat, pentru că lumina era prea puternică. Vedem cum discul soarelui începe din nou să apară, triumful luminii asupra întunericului. Ce ne-am face fără lumina solară? Este frumoasă eclipsa totală de soare, dar ce ne-am face noi fără lumina soarelui? Da. Mulțumesc, colegi. Vedem acum, e foarte interesant, în partea de jos, exact imaginea opusă la început, vedeți discul soarelui, dar nu mai avem acea protuberanță, pentru că în acea zonă nu era nicio protuberanță. Bun. Mulțumesc colegilor mei că ne-au pus acest filmuleț pe care am avut ocazia să vi-l comentez. Era important să vedem cu ochii noștri, chiar și în înregistrare, cum se desfășoară faza de totalitate dintr-o eclipsă totală de soare. În spatele meu aici mai puteți urmări aceste imagini încă o dată, o să le las să ruleze aici.
ca să... Da, colegii, cred că trebuie să mă ajutați să mai avem imagine pe plasmă. Acum aș vrea să vă vorbesc despre următoarea eclipsă de soare. Iată, deci aveți posibilitatea acum să mai vedeți imaginile acestea. O să dau puțin filmulețul mai departe ca să vedeți faza de totalitate. Poate mai lărgim puțin cadrul, colegii, ca să se vadă mai bine. Acum vreau să, poate v-am trezit interesul cu relatările despre eclipsa totală de soare. Știu că poate am insistat prea mult în această emisiune, dar eu care am văzut două eclipse totale de soare știu ce sentiment extraordinar este atunci când vezi o eclipsă totală de soare. Poate v-am trezit interesul și poate vă întrebați când veți putea observa și dumneavoastră o eclipsă totală de soare. Sigur că nu trebuie să așteptăm să mai vină una în România, pentru că nu veți mai fi în viață în momentul când se va întâmpla următoarea eclipsă totală de soare din România. Bineînțeles, dacă luăm în calcul viața noastră aici pe pământ, nu ne ajunge ca să vedem, să mai vedem următoarea eclipsă totală de soare de pe teritoriul României, dar avem șansa aceasta să vedem o eclipsă totală de soare la fel de spectaculoasă ca aceasta pe care ați văzut acum. Anul viitor se va întâmpla pe data de 21 august într-o zonă mult mai accesibilă, mult mai populată, poate foarte populată, într-o zonă a civilizației maxime, am putea să spunem așa. Deci nu în mijlocul oceanului, nu pe niște insulițe pierdute pe undeva, pe niște conuri vulcanice, sau, ci pur și simplu din Statele Unite. Anul viitor, în data de 21 august 2017, se va vedea o eclipsă totală de soare din Statele Unite. Iată, aveți aici o proiecție a umbrei peste teritoriul Statelor Unite, deci vedeți cum umbra traversează tot de la vest la est, traversează teritoriul Statelor Unite. Pe acea bandă de totalitate trebuie să vă aflați anul viitor dacă vreți să vedeți eclipsa totală de soare. Este o eclipsă interesantă pentru că se întâmplă într-un sezon foarte propice, da? Vorbim aici de luna august, 21 august, vreme caldă, frumoasă, cer, șanse mari de cer senin, și se întâmplă pe teritoriul Statelor Unite, unde bineînțeles că va fi o migrație pentru această eclipsă. Foarte mulți vor veni să vadă această eclipsă totală de soare, unde avem condiții bune de cazare, unde putem cu această ocazie să vedem ceva din teritoriul absolut fabulos al Statelor Unite, și vorbim aici în special de partea de natură a Statelor Unite, bine protejată în parcurile naționale, dar și, bineînțeles, iată, orașele americane. Vă anunț de acum că noi, Societatea Astronomică Română de Meteori, intenționăm să organizăm o expediție în Statele Unite anul viitor pentru a vedea această eclipsă totală de soare. Estimăm că durata expediției va fi de 10-12 zile. Intenționăm să vedem orașe simbol, putem să spunem așa, ale Statelor Unite. Poate vom vedea New York-ul, acest oraș fantastic. Poate vom ajunge și la Chicago, la prietenii noștri de la Societatea Astronomică din Chicago, președinta acestei asociații, Audrey Fisher, cu care noi colaborăm foarte bine de câțiva ani. Și vom vedea apoi, bineînțeles, suntem în legătură și cu Societatea Americană de Astronomie pentru a vedea de unde vor observa eclipsa totală de soare, pentru a ne decide și noi unde trebuie să fim, să avem cele mai mari șanse de cer senin. Se pare că totuși undeva pe central, coasta vestică, deși eu mă așteptam pe coasta estică, dar acolo la Oceanul Atlantic va fi multă umezeală, se zice că va fi umezeală și șanse mari de nor. După care, bineînțeles că vom încerca să vedem cât putem de mult din teritoriul Statelor Unite, intenționăm vreo 2 sau 3 parcuri naționale simbolice pentru Statele Unite. Intenționăm să vedem și cerul nopții, absolut fantastic. Avem norocul că în acea perioadă avem la sud Calea Lactee, foarte spectaculoasă, centrul galaxiei noastre, însăgetător, unde se vede foarte bine. Și bineînțeles, cât putem să vedem din teritoriul Statelor Unite, ce lucruri frumoase și minunate. Deci dacă doriți să veniți în această expediție, o să vă țin la curent cu desfășurarea ei. Deocamdată vorbim despre o altă expediție pe care o vom organiza, și de data aceasta nu în premieră, ci pentru a 6-a oară. Este vorba de expediția Canare 2000,
16. Probabil ultima expediție pe care o organizăm în această zonă absolut fantastică, fabuloasă, aș spune, a planetei noastre. Este vorba de acest teritoriu mirific, exotic, pe care îl constituie insulele Canare. Sunt insule care fac parte din Spania, deci putem să călătorim acolo fără probleme. Ne aflăm pe teritoriul Uniunii Europene, nu trebuie să avem monedă specială, mergem cu euro, putem călători cu buletinul, deși ne aflăm, iată, în Oceanul Atlantic, la circa 200 de kilometri de coasta Africii. Dar, fiind teritoriul Spaniei și implicit al Uniunii Europene, avem toate facilitățile. Am relatat de-a lungul edițiilor emisiunii noastre despre edițiile anterioare ale acestei expediții. Ea se organizează în colaborare și cu implicarea directă a doctorului în astronomie, cercetător și astronom profesionist român, dar și cetățean canadian și spaniol, dr. Ovidiu Vădovescu și soția lui, Gabriela Vădovescu, Astro Travels, prin care ne pune la dispoziție toate facilitățile și ne aranjează acolo toate condițiile pentru a avea o expediție de neuitat. Da, eu o să las filmulețul acesta să mai meargă. Spuneam că avem acolo condițiile foarte bune de desfășurarea acestei expediții și locuri absolut fantastice, interesante. În acest moment noi avem și programul pe zile al acestei expediții, ediția a șasea. În premieră anul acesta am inclus, în afară de insulele, La Palma, unde se află cel mai mare complex european, nord-european, de telescoape și cel mai mare telescop din lume, pe care îl vizităm, avem acces și intrăm să-l vizităm, ca și alte două sau trei telescoape importante din acea zonă deasupra norilor, la 2400 de metri altitudine, pe marginea căldării vulcanice, cea mai mare prăbușire a unei căldări vulcanice din lume, diferență de nivel de 2000 de metri. Și, bineînțeles, insula aceasta La Palma, care este o insulă păstrată, o insulă întreținută pentru sălbăticii ei și pentru frumusețea naturii de acolo. Este turistică, dar nu este atât de dezvoltată, este protejată. Sunt imaginile fabuloase, vă spuneam, o mare diversitate, cea mai mare diversitate pe care am văzut-o vreodată și nu știu unde mai există, în 32 de kilometri cât are lungimea această insulă, avem diversitatea unui continent întreg, de la zone aride, vulcanice, cu aspect selenar, marțian, unde călcăm pe pământ mai tânăr ca unii dintre noi, a erupt în 1971, ultima dată, vulcanul Teneghia, apoi vulcanul San Antonio de 1600 și ceva. Avem peisajul acela central spectaculos și mergem în nordul insulei, unde avem pădure luxuriantă, cascade, patrimoniu UNESCO. Anul acesta spuneam că în premieră, în afară de insula La Palma și insula Tenerife, unde avem de asemenea complex astronomic, dar unde avem și cel mai mare vulcan din Spania, vulcanul Teide, la 3817 metri, pe care putem să urcăm până în vârf. El este încă activ, dar nu e periculos, doar mai emană gaze de sulf. Și, bineînțeles, și această insulă foarte spectaculoasă. Anul acesta spuneam că în premieră am introdus și insula Gran Canaria. Acum o să rog colegii să pună câteva imagini de anul trecut. V-am adus așa, luate complet la întâmplare, câteva montaje de anul trecut, de aceea o să vedeți informații despre expediția de anul trecut. Deci rog colegii să pună câteva filmulețe, să avem idee ce putem vedea acolo. O să vă spun acum pe scurt programul, pentru că timpul trece foarte repede. Iată, vom avea, expediția va începe pe 28 iunie și se va termina pe 10 iulie 2016, 13 zile cu 12 nopți de cazare. Vom avea 3 nopți în Gran Canaria, unde mergem în premieră, 7 nopți în La Palma și 2 nopți în Tenerife. În prima parte, pe insula Gran Canaria, vom ajunge pe 28 iunie. A doua zi vom face o excursie prin centrul insulei cu canioane spectaculoase și altitudine maximă de 2000 de metri cu vizitarea capitalei Nord. În ziua a treia, pe 30 iunie, vom face o excursie la dunele de nisip și bineînțeles că se poate face și plimbare cu cămila printre dune de nisip. Este o zonă foarte spectaculoasă, o vedeți prin imagini.
Bineînțeles că mai sunt și alte opțiuni pentru excursii cu vaporașul, la delfini și pești oceanici, parcuri cu animale și delfini și așa mai departe. Și pe data de 1 iulie ne vom muta pe cealaltă insulă, în La Palma. Insulele sunt destul de apropiate, un zbor cu avionul durează circa o oră sau mai puțin. Sâmbătă pe 2 iulie vom face o excursie pe ruta nordică Flora și Fauna Europei, pe acest tărâm pierdut în Oceanul Atlantic, până la Cascada Spectroasă din pădure, vizită la Laguna Barlovento, cel mai mare rezervor de apă din La Palma, și aici apa într-adevăr înseamnă foarte mult. Acum vedeți dumneavoastră imagini de pe insula La Palma, exact deasupra, la 2400 de metri, apus spectaculos de soare. Vedeți și căldarea vulcanică în jos, cum se ridică norii până la 2000 de metri, noi eram la 2400 de metri și urmează apoi o noapte absolut spectaculoasă, unde pur și simplu te pierzi în infinitatea universului. Bun, vom mai vizita în această excursie Miradorul La Tosca și mirifica panorama nordului extrem și abrupt al insulei La Palma, baie în piscine naturale Las Fajanas din Oceanul Atlantic. Și vom participa și la conferința dedicată luminii stelelor și după polarea luminoasă, care va fi organizată în acea perioadă. Și seara, dimineața, vom putea în fiecare dimineață să observăm și chiar să fotografiem răsăritul lunii din ce mai subțiri din Oceanul Atlantic. Vedeți aici imagini de noapte din zona observatorilor astronomice în La Palma, zona aceasta foarte spectaculoasă. Duminică pe 3 iulie vom avea un program liber, bineînțeles vor fi și câteva ateliere și de astrofotografie și mai multe lucruri interesante. Luni vom vizita, putea să vizităm capitala Santa Cruz de La Palma, la 10 minute distanță de locul unde suntem noi cazați. Sunt foarte multe atracții aici, piața Alameda, Muzeul Naval El Barco cu replica corobiei celebre a lui corobiei Maria lui Cristofor Columb. Muzeul insular San Francisco, foarte frumos, l-am vizitat, este absolut fascinant. Se prezintă tot ce înseamnă insulele Canare și Oceanul Atlantic. Străduțele vechi, balcoanele tipice palmare, foarte mulți vin numai să vadă aceste balcoane. Piața și Biserica Catolică El Salvador din centru, portul Santa Cruz de La Palma, piața de produse agricole, unde vă spun că am băut cel mai bun suc natural din viața mea, sucul din trestie de zahăr și fructe exotice. Bineînțeles, sunt multe atracții, inclusiv observații din aceste zone pe care dumneavoastră le vedeți aici, putem să facem fiecare seară, să vedem apusul soarelui și apoi cerul de noapte. Pe data de 5 iulie vom vizita Parcul Național Caldera de Taburiente, unde vom învăța despre vulcani, despre insula La Palma și arhipelagul Canare. Vom vizita Miradorul la Cumbresita, drumeție prin pădurea Lepin la Miradorul Lomo de Las Hojas. La întoarcere, bineînțeles că vom admira o priveliște minunată deasupra capitalei și a portului Santa Cruz de La Palma, o priveliște la o altitudine mare unde vedem totul ca în palmă. Și apoi noaptea putem să mergem din nou în zona aceasta frumoasă. Aici aveți imagini de insula vecină din Tenerife la observatoarele astronomice. Pe 6, în sudul insulei, vom face expediția aceea la Oceanul Atlantic, Vulcan și Vin. Muzeul și conurile vulcanice San Antonio și Teneguia. Vom putea să degustăm din vinul, din vița de vie care crește în lava vulcanică, de asemenea plantația de banane și așa mai departe. Iar pe data de 7 iulie vom face vizita la observatorul Roque de los Muchachos, de unde ați văzut imagine de mai devreme. Spuneam că este cel mai mare complex nord-european, la altitudinea de 2400 de metri, cu cel mai mare telescop din lume, Gran Telescopiu de Canaria, 10,4 metri, William Herschel de 4,2 metri și telescoapele de raze gamma Magic de 2 ori 17 metri. Și bineînțeles, pe plimbarea pe marginea căldării vulcanice, și aici aveți imagini de la hotelul din La Palma, unde suntem noi cazați, și de pe coasta Atlanticului, chiar foarte aproape de hotel. Pe data de 8 iulie ne vom muta în Tenerife și din aeroport dimineața urcăm direct pe vulcanul Teide. Și sunt multe de văzut și în Tenerife. Iată, aici aveți imagini din partea nordică a insulei
La Palma, unde spuneam că avem pădure luxuriantă, cascade, un sit UNESCO protejat, aici apa este foarte, foarte importantă, vedeți acea cascadă minunată, numai că ea imediat după ce cade, apa este captată, pentru că apa este foarte importantă pe aceste insule aride și vedeți unde este apa, este și vegetație și este folosită la randament maxim apa. Imagini de pe insula La Palma, sunt imagini frumoase. Bun, iar pe data de 9 iulie, la fel un program liber, se poate vizita insula Tenerife, pe 10 este plecarea. Mai avem câteva locuri disponibile la această expediție, 6-7 locuri. Dacă sunteți interesați să participați, vă spunem că prețurile sunt foarte mici, mai mici decât în România, față de condițiile pe care le avem, așa că vă așteptăm să vă înscrieți și să participați la expediția noastră, probabil ultima, pe care o organizăm în insula Gran Canaria, insula La Palma și insula Tenerife. Iată, aceste imagini sunt grăitoare și vorbesc de la sine. Vom avea gazda acolo pe Ovidiu și pe Gabriela Văduvescu. Emisiunea se apropie de final. Nu vreau să închei înainte de a vă prezenta, doar așa, informativ, despre ce vă pregătim în anul acesta. Vom avea o școală de vară, o mini-tabără, în special pentru elevi, în zona Runcuston, în săptămâna școală altfel, sfârșitul săptămânii școală altfel și prima zi din săptămâna înaintea Paștelui. Vom face înscrierile pentru această tabără, unde avem doar 23 de locuri maxim, deci în special pentru elevi, pentru că săptămâna școală altfel. De asemenea, în luna iulie vom avea o școală de vară tot la Runcuston, dar special pentru tineri și pentru cei mai mici, dar și în special pentru tineri, pentru cei mai pasionați. O săptămână de școală de vară aici, în zona aceasta superbă, la poalele munților Carpați, munții Buceci. Iar în luna august, între 1 și 15 august, vom organiza a 24-a ediție a celebrei tabere Perseide pentru observarea curentului de meteor Perseide și nu numai, dar este principalul curent de meteor al anului, care se vede foarte bine, din această zonă, în munții Cindrel, pe Valea Frumoase și la Cabana Părului Blaga, zona noastră tradițională, de unde avem acces la un cer absolut fantastic. V-am spus despre aceste trei tabere pentru a vă informa că puteți să participați, sunt deschise pentru participare, ne puteți contacta ca să aflați informații mai multe și aș vrea să nu închei înainte de a vă... O să rog colegii, dacă pot veni, să pună eventual pe plasmă o cameră. Vreau să vă arăt cu programul Stellarium, să vă arăt, ia să vedem dacă reușesc, să vă arăt mersul lunii în luna aceasta, martie. Da, programul acesta este mai nou și calculatorul mai nou și încă nu am instalat de toate. Da, probabil că o să renunțăm, o să vă informez săptămâna viitoare. Trebuie să știți că nu avem conjuncții foarte importante cu planetele. Haideți că am reușit să deschid acest program. Iată, o să vă arăt puțin din ce ne așteaptă pe noi în această lună, să vedeți cum se deplasează luna printre planete în special. Iată, avem în această seară, vedem luna la vest și vom vedea cum se deplasează, vedeți luna în creștere, ajunge în data de 21 martie să fie. Deci rog colegii, da, să vede pe cameră, da? Vedeți, în data de 21 martie, luna se apropie de Jupiter, apoi se îndepărtează, deci avem această conjuncție frumoasă și mai avem apoi, este seara, se poate vedea, mai avem pe data de 28, va fi o frumoasă configurație, o las acolo ca să o vedeți dumneavoastră. Pe data de 28, vedeți, avem aici luna, avem planetele Marte și Saturn. Deci această conjuncție va fi frumoasă, merită fotografiată chiar. Și pe data de 30 martie, iată cum sunt ele dispuse,
Deci cam acestea ar fi lucrurile interesante de fotografia pe cerul nopții în luna martie, conjuncția lunii cu planetele. Cerul este frumos, este interesant să urmărim reportaje, filmulețe, pe internet, pe calculator. Dar cel mai important este să ieșim afară să privim cerul nopții. Dacă nu știți cum să o faceți, noi vă stăm la dispoziție, fie prin intermediul misiunii noi și celor aici la Columna TV, fie participând la activitățile publice de educație neformală prin astronomie pe care le organizează Societatea Astronomică Română de Meteori. Cerul este fantastic, este minunat, învățați să-l priviți, pentru că astfel veți descoperi că lumea are dimensiuni incredibile, că viața este frumoasă și trebuie trăită. Sunt Valentin Grigore, în numele Societății Astronomice Române de Meteori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Emisiunea se difuzează în reluare luni de la ora 23. Mulțumesc colegilor mei din platou și din emisie. Nu uitați să priviți cerul, indiferent unde vă veți afla. La revedere!